ziua! Eu sunt Adrian Jucan, pentru cei care nu mă cunosc. Sunt managerul companiei Platinum Optic. Mă simt acum foarte emoționat și totodată foarte recunoscător, pentru că v-ați făcut timp să veniți aici și am lângă mine familie, am lângă mine partea echipei Platinum Optic, vecini, colaboratori care au muncit la această renovare, partea presei și nu în ultimul rând, am lăsat intenționat la sfârșit, sunt aici, simt lângă mine, unii dintre cei mai importanți clienți ai noștri, unii dintre cei mai fideli clienți ai noștri, pe care aș vrea să mă ajuta să le mulțumesc cu un rând de aplauze. Pentru că existăm pentru deoarece clienții ca dumneavoastră au avut încredere în noi și au în continuare încredere în noi. Suntem acum într-un moment în care finalizăm o etapă importantă a companiei Platinum Optic, respectiv implementarea noii imagini, toate celelalte 4 puncte, cu acestea 5 puncte de lucru, acum au o nouă imagine. Noi l-am numit cumva rebranding, dar rebranding nu a însemnat doar schimbarea logo-ului, schimbarea cromaticii. Rebranding-ul ăsta înseamnă și o altă viziune, o viziune mai concentrată către clienți, al dumneavoastră o să o resimțiți. Pentru că avem în momentul de față și întotdeauna acum cu mai multă insistență, o întrebare pe care ne o adresăm și la care ne gândim, cum să devenim mai buni. Cum să devenim mai buni? Asta vom încerca în permanență pe viitor și să facem dintre cei care ne calcă pragul să le creăm sentimentul ăla de wow. Sunt grozav. Și este partea viziunii noastre. Viziunea noastră este să devenim cel mai dorit, cel mai apreciat cabinet de optică medicală și consultații din orașul în care suntem prezenți. La asta lucrăm zi de zi și pentru asta am făcut și noua imagine ca să ne diferențiem, să devenim un etalon, un etalon pentru toate celelalte optici și nu numai din orașele în care suntem prezenți, un etalon pentru toate opticile din România. Asta este partea a doua pe care noi ne dorim, să devenim un brand național. Acum s-a încheiat cumva o etapă, vom sărbători, dar ne apucăm pe urmă asidu de muncă. Avem două proiecte importante pe termen scurt și pe termen mediu, să numesc așa. Pe termen scurt, încă de la începerea școlii, vrem să demarăm un program amplu de prevenție a problemelor vizuale în rândul tinerilor, viitorilor tineri. Se va materializa asta printr-un program de screening în grădinițe și în școli, prin care să descoperim copiii cu probleme vizuale și să le indicăm, să le recomandăm să facă o consultație și apoi să vadă care, ce este de făcut. Sunt foarte mulți copii care sunt descoperiți târziu și descoperiți fiind târziu nu mai pot să fie corectați. Asta este un program foarte important pentru noi și ne vom concentra pe el să-l ducem la nivele care, eu știu, să eradicăm cumva deficiențele de vedere în rândul copiilor, dacă o să putem. Iar un alt program important, un alt obiectiv important al nostru va fi inaugurarea, sper să vă avem și atunci alături de noi, inaugurarea clinicii de chirurgie, de oftalmologie, care se va face până la sfârșitul anului din viața mea. Va fi o trecere la un alt nivel pentru Platinum Optic, va fi o responsabilizare mai mare, pentru că în momentul în care depășești acest stadiu de cabinet de optică medicală și consultații optimale și ajungi în zona de chirurgie, este un alt nivel. Pur și simplu, până la sfârșitul anului vom inaugura. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au lucrat aici, vreau să le mulțumesc celor de la Capitan Constru, celor de la Cadata Press, celor de la Danielon Security, m-au suportat, nu sunt foarte lesne de suportat, mai ales atunci când lucrăm cu termene limită. A ieșit ceva frumos, sper că vă place, eu sunt îndrăgostit. Așa, și vreau să în continuare să ciocnim un pahar de șampanie și să ne bucurăm împreună. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în această seară. Par de șampanie toată lumea și cu zâmbetul pe buze. Da? Ca să fiu singur? Ciocnim, nu neapărat să-l ia. Cum sunt foarte important.
Cine ne ajută aici? Mă rog. Irina, vezi puțin dacă ne ajută cu paharul, da? Uite. Mulțumim, tată. Și... vă încurajez cu programul pentru copii, că am copii și la clasa de portocheză. Important este că... trebuie să te gândești. Eu am aici o chestie.